hai să ne uităm la ce ne rezervă astele săptămâna viitoare. Sunt câteva evenimente care mie îmi plac, care s-ar putea să ne facă mai dulci, mai blânzi, mai liniștiți, dar sunt și câteva care s-ar putea să ne aducă, aș spune eu, confuzie. Dar știți cum este, vine vara, suntem deja în vară, de fapt vine vara săptămâna viitoare și din punct de vedere astronomic și astrologic. A, așa, și plecăm în vacanță, ne luăm concediu, lumea e mai relaxată, poate mai scade și intensitatea traficului. Zic să începem. Păi, chiar de mâine. Astăzi ne pregătesc așa două evenimente importante. Prima zi a săptămânii nu ne lasă să ne recuperăm după weekend. De ce spun asta? Iată, Mercur și Venus intră în tandem, sunt în duo chiar și astăzi, intră în RAC. Momentan sunt în gemeni, dar de mâine vor intra în RAC. Și gândiți-vă, Mercur e planeta comunicării și a gândirii, da? Venus e planeta iubirii și a plăcerilor. Când acești doi aștri intră în semnul RAC-ului, care este cel al emoțiilor, al stărilor, al atașamentului, al rădăcinilor, bineînțeles că în perioada următoare vom fi mai împăciuitori, mai drăguți, mai familiști, mai blânzi, mai liniștiți. Dar câteodată și pe toane, că arhetipul racului, știți cum e, vine vara, e veselie, dar mai dă o ploaie din când în când și ne mai strică starea. Bine, dacă e o ploaie din aceea cu soare, cu curcubeu, trecem peste, dar tot nu ne convine pe moment. Bun, deci țineți-vă că de mâine vom fi precum un jeleu, aș putea spune. Pe urmă, pe 20 iunie avem așa. Soarele în careu cu Neptun, da, soarele care se pregătește să iasă din gemeni și Neptun care este iată la ultimul grad în pești. Acest aspect aduce destul de multă confuzie, haos, zăpăceală, neînțelegeri, autoamăgire, iluzii, mai ales pentru cei care au un marcaj mutabil în astrogramele natale. Vorbim iată de gemeni, vorbim de săgetători, fecioară și pești. Ei, voi s-ar putea să simțiți că nu reușiți să puneți punctul pe i, să simțiți că toată lumea a luat o razna, să aveți impresia că, domne, nu mai ajungeți să faceți toate lucrurile pe care le făceați altă dată și apare și un pic de victimizare, pentru că atunci când soarele este bruiat de Neptun, începem să credem în tot felul de povești și să ne considerăm victime ale universului, ghinioniști și așa mai departe. Dar aș putea spune că nu este o zi bună pentru a trage-ne noi, pentru că și obosește un care o soare Neptun.